Eu am fost convins că Ceaușescu o să fie pe Făraș. Asta era o chestie absolut clară, pentru că știam, mă rog, din țară și din discuții. De planul de înlocuire al lui Ceaușescu cu Iliescu știați? Pentru că eu, vorbind cu nepotul lui Nicolae Ceaușescu, cu Mihaela Ceaușescu, cu toți invoc o scrisoare pe care familia Ceaușescu ar fi primit-o. Aici lucrurile încep să devină foarte variabile. Ba cu un an, ba cu doi, ba cu cinci, ba cu șapte. O scrisoare anonimă prin care familia era înștiințată cumva de planul acesta, plan pe care îl dezvăluie Nicușor Ceaușescu, da, Văru. Văru, dar e dezvăluită și într-o carte, am un lapsus acum, într-un dialog Dan Andronic cu un fost șef de cabinet al lui Iulian Vlad și vorbesc de operațiunea aceasta. Deci cumva exista o ecuație de schimbare, da. Exista o dinamică, exista un plan. Dumneavoastră ați auzit de el? Eu am auzit de la taică mi-e un singur lucru. Dacă Ceaușescu cade, vine, da, Iliescu. A, da? Atât. Că la ei în casă era un chionel, și după aia l-a văzut pe un chionel la televizor făcând revoluția. Da. Nu. Deci la dumneavoastră se vehicula numele de Iliescu care... Dacă cumva Ceaușescu o să cadă, pentru că am avut o discuție cu taică-miu în sensul ăsta, mi-a spus dacă ăsta cade, o să vină Iliescu. Când ați avut discuția asta? Asta înainte să plec, cu două luni înainte. A, în 88. Deci 88. Când deja oricum tatăl dumneavoastră a început să simtă ceva mișcare, pentru că a început să vizite la domiciliu. Exact, exact. Uh-huh. Intră ceva. Da. Bun, și a venit momentul căderii zidului. Cum ați trăit acel moment? Cum să-l trăiesc? Cu mare bucurie, pentru că am zis, momentul ăsta este, există o singură direcție și nu se mai poate înapoi. Deci este, lucrurile devin irreversibile. Și eu eram convins că urmează Iliescu la putere sau va fi implicat. De altfel, am fost și întrebat de un ziarist. Acum, eu nu pot să știu dacă a fost ziarist sau nu a fost ziarist. Sunt lucruri care le spun efectiv în premieră. Vă rog. De altfel, multe lucruri pe care le-am spus acum sunt absolut în premieră. Am primit un telefon de la Süddeutsche Zeitung, care este, mă rog, una dintre cele două reviste, la Frankfurter Allgemeine și Süddeutsche Zeitung, reviste, mă rog, ziare mari de tot din Germania, din München, în care mi se prezintă un individ și spune, domnule, sunt ziarist, aș vrea să stau de vorbă cu dumneavoastră, știm că din cercurile săsești din München și mai departe, că fiul domnului Jürgen Maurer a venit în Germania, a emigrat, că ați depus cerere pentru cetățenia germană și am vrea să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Sigur că mie mi-a sunat un clopoțel în cap în momentul ăla, pentru că era absolut improbabil ca, ajungând în Germania, cineva să nu se intereseze de mine. Pentru că veneam dintr-o familie cu un anumit renume. Nu doar atât, cu acces la informație. Cu acces la informație și așa mai departe. Da. Și i-am spus, da, și cum vreți să ne întâlnim? I-am spus, zice, domnule, vin eu și vă vizitez. Și ne întâlnim, vă spun eu unde. La care i-am spus, zic, facem altfel. Că atâta, cum să spun eu, am fost și crescut parțial de securiști cu toți ăia care au fost în jurul lui taică-miu. Așa. Deci chiar așa, total tâmpit, nu eram. I-am spus, nu ne întâlnim unde zici dumneata. Zic, ne întâlnim unde zic eu. Și asta vă spun eu în dimineața. Deci recomandarea de la revistă nu suna chiar de la revistă. Nu puteam decât să consider că era de la revistă. Da. Putea să fie de la revistă, putea să fie un neamț care lucra pentru serviciile române, putea să fie un neamț care lucra pentru serviciile germane, BND-ul, da, ca orice altceva, putea să fie oricine. Dar era neamț, după accent, după adică n-avea nicio bătaie în germana săsească, care e mai de lemn, așa un pic. Mă scuzați? Și am spus, nu vă spun eu în dimineața, că veniți în Essen, da. Dom'le, vin de la München. Am spus, ok, veniți de la München cu o seară înainte. Sau eu știu, deci eu vă spun, îmi dați un telefon în dimineața respectivă, da? Și vă spun eu în jumătate de oră, când ne întâlnim, deci nu ne întâlnim peste 7 ore, ne întâlnim peste jumătate de oră. Uh-huh. Da? Vă spun eu în jumătate de oră la ce restaurant din Essen ne vom întâlni. Vorbind cu niște prieteni români
pe care eu credeam că și s-au și dovedit că nu au avut nicio treabă cu diferitele servicii sau să fie racolați de român, de nemț, de american, dracu să ia. Deci chiar cu Laurențiu Bucur, care a fost campion național de tenis al României după pleada de aur Năstase Țiriac. Și jucam tenis cu el și cu prietena lui și am spus, mă, veniți cu mine și că trebuie să mă întâlnesc cu un ziarist, nu știu ce ziarist e, dar stați la o masă separată, într-un restaurant arhiplin, cu multă lume, am văzut și eu în filme și, mă rog, ce mai știam de până, mă rog, educația securistică pe care o primeam pe la, de acasă, în familie. Și cu multă lume și mă întâlnesc cu ăla tet-a-tet, față-n-față, nu? Bun, s-a și întâmplat, m-am întâlnit cu ăla și a început o întreagă, zic, domnule, o legitimație, hai să-mi dai așa măcar de curiozitate, să văd dacă ai o legitimație. Da, mi-a arătat o legitimație de ziarist, n-am înțeles nimic din ea. Și au început o discuție, domnule, când ați venit, cum ați venit, de ce ați venit, sunteți refugiat politic, sunteți cu tare, sunteți cu tare. Zic, da, domnule, sunt refugiat politic, am cerut cetățenie, sunt de origine germană și, da, domnule, că noi cunoaștem activitatea domnului Maurer și știau o grămadă de lucruri despre România, adică, cum să spun, super informat. Pentru un ziarist, nimic deosebit. Dar ce credeți că se va întâmpla? Deci eram tot așa în zona august-septembrie. După vizita la ambasadă, ce credeți că se va întâmpla? Zic, domnule, probabil că se va întâmpla o mare revoluție, o schimbare. Am zis o revoluție ca schimbare, da? Zice, dar cum credeți că revoluția asta o să fie o revoluție cât de cât pașnică? Sau se... Zic, domnule, zic, eu am sentimentul și aici am început să fabulez. Dar am fabulat atât de bine încât ăsta nu m-a lăsat și m-a mai căutat încă de vreo 5-6 ori după ce am fabulat eu și am nimerit-o ca orbul Brăila. Da? Într-un fel. Bun, aveam un feeling de treaba asta. Și am spus, nu, domnule, eu cred că în România o să fie cu sânge. M-am trezit eu vorbind, analist politic, și că Ceaușescu o să cadă, nu știu ce se va întâmpla cu el, dar de urmat va urma eșalonul 2, unde cel mai reprezentativ din eșalonul 2, chit că a fost marginalizat, este Iliescu. Și o să urmeze riscul. Și am nimerit-o. Mamă, le-aș dat practic numerele la loto. I-am dat numerele de la loto. Da. La care l-am spus, doamne, da, foarte interesant. Deci, revoluția va fi sângeroasă și Iliescu va urma.